dau floricicul ăla. Hai, Mitică, că trebuie să dăm... La încă un episod? Ne trebuie buletin 7, auzi, bă? Spuneți, doamne, spuneți, doamne. Că faci ce oraș, mă? Ce ați mățit, domnilor, ia spuneți. Domnilor, doamne și... Domnule, am venit să luăm niște bani frumos. Am înțeles, am înțeles. Domnule, veniți puțin până afară să vă spun eu care e treaba. Da, da, imediat vin. Domne, am venit cu floricii că am mințit-o că îmi trebuie niște bani să-mi iau alte jante pe BMW-ul, dar vreau să fac un împrumut ca să o cer mâine de nevastă, domne. După 15 ani pot să spun, domnule, că o iubesc. Așa cum mă bate ea, domne. Așa cum vă bate ea, cum... Păi da. Bine, domnule. Cum mai dorm eu cu porcul, cum mai fac eu, domne, n-am ce să fac, o iubesc. Dar știți de ce o iubesc, domne? Că alta nu mă mai adorme la cum arăt. Crezi, domnule? Că Mitica n-a dat să fie jante. Stați, domnule, cum este doamna de la casă să se dăm uletim. Asta cu jantele. Pe Mitica, mă! Vă bați la voi cu niște jante? Imediat, Floricicu. Scrieți, doamna, acolo. Mitica Coifaru. Scrieți CNP-ul, da. 199 23 23 23. Da, Mitica, da. Mitica! Ia zi, Floricicu. Pentru ce mama n-ai distrat bani pentru jante, ha? Pentru arma pastea? Da, Floricicu. Păi da, l-am văzut pe vecinul meu, pe ce, el și-a tras sub niște jante pe 17. N-avem bani să știu. Curați-am căcatul de la cap, Mitica. Auzi, Floricicu, dar eu când s-am luat porția cum venit, lasă-mă să ne-am. Aaaa, odeu, colegul, iarăși, colegul. Ce-a întâmplat, domnilor, aici? Nimic, colegul, hai să vorbim să facem un împrumut pentru niște jante. I-am spus domnului. Da, doamne, și cum spuneam, scrieți acolo, da. Colegul, numărul de telefon. Domnul Mitica că... Bine, a păcălit-o pe doamna 0722. Să... Domne, că vine să iau un împrumut aici pentru jante. Da, de fapt, domnul Mitica vrea să nu ceară în căsătorie. Și are nevoie de împrumutul acela să ia un inel frumos, nu? Și un cadou de nuntă. Am înțeles, hai să și am împrumut. Mitica, pe când o să acoperă plante așa frumoase, Mitica? Hai să stăm aici. Alții bani afară de porc, nu știu. Florici cu plantă de asta nu scumpăr. Dacă știți dumneavoastră unde găsiți respectiva filmare, ați văzut că avem camere din alea pe noi. Nu, așa că am înțeles. Ai auzit și tu, Floricicu, băi, Floricicu, mă, cum e generația asta cu camere, băi, Floricicu, ia uite și tu. Stai să mă... Aici, fii atent, băi, asta, mă... Cum mi-ar sta, Floricicu, nouă camera aia la WC-ul, să te văd tot timpul ce faci? Ia zi, Floricicu, cum ar sta? Sau camera asta, domne, sau camera asta, domne, ia uite. Da... S-ar putea să-mi iau, domne, și eu o cameră să pun la vecea. Să nu-ți ai bani de cameră, Mitica, dacă ai banii pe jante. Mă dispec cu jantele pe 3 luni de zile în bat cap. Păi cum, vecinul meu să fie mai șmecher? Auzi, Floricicu. După ce că și-a pus jante pe Dacia, eu ce, să nu pun pe BMW? Ce-i aici, domnule? Mitica, Dacia nu-i mai nou decât BMW-ul tău. Hai că zici lui colegul. Ah, ok, ia-ți, domnule. Du-te, colegul, acolo. Dacia? Ce discutați voi acolo, domnii politici? Că eu mă sunt foarte curioasă. Nimic, Floricicu. Nimic, doamne. Știi că nu-i bine să te bagi în treaba... Știi că nu-i bine să te bagi în treaba oamenilor. Mai taci din gură, tu vrei să ne ducă la secție? Știi că nu-i bine să întrebi tot... Știi că nu-i bine să întrebi un domn polițist ce face? Asta am învățat-o de la mări. Știi că în pensia mea de femeie știi orice și simte orice. Ce că mai spală pe doamna și pe dinți, că puți! Aici cu doamna asta miroși în cură aici, zici că e porcul din graș. Nu ți-e rușine, nu ți-e rușine să vorbești așa cu o așa frumusețe de doamnă? Spuneți! Aveți janta la dumneavoastră? Cum, domne? Aveți janta la dumneavoastră? N-am, domne, n-am, am venit să fac un împrumut să-mi cumpăr, că vecinul meu și-a crezut de pe Dacia, eu de ce să-mi cumpăr? Trebuie să facă rost de janta. Am înțeles, am înțeles. Floricicu,
Spune-mi, tică. Mi-a zis doamna să te dai mai încolo, că trebuie să vorbești ceva secret cu ea și uite-te ce frumos îți era răi. Da? Păi stai că vorbesc. Vine aici, unde ești? Fii ai tu al meu, vorbești cu mătica mea. Floricicu. Mama și al mașii, vă dau, nu trebuie să vă... Ai, mama ea și mâinile ca... Dumnezeu, mă, ia și mâinile. Lasă-se, de la bărbatul meu. De la bărbatul meu. Gata, mi-e și vorbesc. Frate, ce ești un jaf? Ce jaf, domne, e împrumut la banc, ai uitat? Tu ăsta a împrumut. Cine-i tu? La bancă, domnul. Uite, mitica blanca din asta vreau și eu. Domne, dar tot nu-mi dat domne nimica. Domne, scuzați-mă că vă întreb. Dumneavoastră câți bani vreți să scoateți împrumut, domne? Domnul Cuceacă. Eu sunt mai de la țară, domne, și sunt direct. Ba, mitica, ce blană are pe domnul. Aș făcut împrumut la bancă, domne. Eu, domnule, vreau să bag niște bani în bancă. Am înțeles, vreau să vă întreb de comision, domne, cât îmi cere. Ei, nu știi cât ce am plus, nu știu, te-am la comision? Ce mașină aveți? Sunt disperat după mașini, domnule. Hai, domnule, polițist, mă disperă. A, credeam că aveți jante mai frumoase ca ale mele, domnule. Mai faci plăciurile. Îmi cumpără și mie frumos, îmi cumpără chiveci. Îmi cumpără burie, așa-i mitic, așa-i mitic. Cât mai are doamna aia să-ți numere banii? Cât mai are doamna aia să-ți numere banii? Poate mai câteva minute, mitică. A, bine. Mi-a zis o secundă, că eu nu știu minute, că sunt mai de la țară, văd că trebuie de secundă. Domnul mitică, haideți un pic afară să discutăm. Puneți. Haideți, domnule, haideți. Puteți să-l și bateți, nu mă să pot. Floricico, dacă faci o greșeală, te sparg. Să nu calci strâmb. Tu să porti în gură, că ia șef în casă. Hai, doamna, să stăm jos. Domnul Tica, uitați, domnule, dacă mi-ar da metica mea, o buriană așa frumoasă, i-a zis și fără că să gătesc. Dar nu-mi da. Colegul... Ia spuneți, domnule. Cererea aceea, știți, de care a spus dumneavoastră, când o să se întâmple, ca să fie bine? Domnule, mâine seară, că trebuie să vorbesc cu un băiat de la oraș care ar vrea să-mi dea o sală de festivități, domne, să fac și eu ceva frumos cu baloane, cu de-asta păi, n-am avut nici de ziua mea, domne. Stați liniștiți, domne, că dacă e ceva putem să organizăm la noi în secție, e foarte șmecher, domne, o să aveți și... Aveți sală mare, domne? Avem, domne, ați văzut și dumneavoastră, e destul de măricică, nu e chiar așa, dacă nu mergem pe acoperiș, domne, ce mai șmecher ar fi pe acoperiș. Da, domne, superb. Atunci rămâne să vorbesc cu dumneavoastră, domnule. Ok, domnule. Adeți mulțumesc mult. Să nu-i spuneți ceva că îmi stricați surpriza. Dumnezeu, celălalt ce ziceți? Gând, nebun! Ia-și fericit cu ce-i domnul! Discutam despre formitica! Doamna, v-au zis prea iurea, doamna, prezervați vocea întâi. Domnule! Am reușit să un pic! Aveți grijă cu vocea, doamnă, că... E ceva în regulă cu ea. Zis foarte rău, da, doamnă, vocea e strâmbă. Domnule, v-am spus că... iertați-o, domnule, are pareză. Ce e pareză? Are pareză, domnule, pe partea dreaptă și... Da, se mai întâmplă să se bâlbe. Am înțeles, domnul. Cât timp mai are, domnul, până se termină împrumutul ăla la bancă? Cât mai numără, domnule? Aoleu, dar ce s-a întâmplat, domne? Deci, domnul? Ce vă zis femeia? Cât mai are? Colegul de culoare, la fel ca mine. Hai să discutăm un pic afară. Floricico. Avem colegi rasiști, se pare. Domne, noi suntem mai negri, așa, știți? Ne-a căcat mămicuța, da? Floricico, revinu-ți cu pareza asta, Floricico. Nu mă face de râs. Haideți să vorbim o chestie. Mitica m-a apucat rău. A plecat mai departe, colegii mei, vă rog. Dar doamna are pareza la gură, cum se aude. Da, colegul, hai un pic afară.
Cel mai redovnă împrumutul ăla, că așteptăm. Colegul, n-am auzit, ai ăla ca afară. Spus, domne, vrea să-i mai numere o dată și... Da, tu. Cam un minut, da. Domne. N-am înțeles, domnul. Hai că mă pun afară cu colegii. Stai cu minte. Colegii? Bune. Hai grijă. I-am propus domnului Mitică să o ceară în căsătorie pe acoperiș la noi. Vedeți ce zic? Pe acoperiș frumos, în aer liber. Hai să mergem la secție, boss. Păi stați să terminăm împrumutul, după aia vorbim cu el să vedem când... Știi ce ne place? Știi ce îmi place mie? Că noi suntem manechini, adică fiecare are un tip de uniformă. Da, colegi, hai să vedem că ești fucking surprise. Da, o să-l iau acum, imediat pe... Domnul Mitică, să-mi pare ăsta. Doamna, vorbiți mai ce-ți că... Domnul Mitică, haideți-o leacă până afară. Spuneți-o, domnul Mitică, am vorbit cu colegii, au fost de acord toți. Doar să ne spuneți când veniți, ca să știm. Da, domne, dar rămâne să îmi puteți da un număr de telefon? Da, domne, bineînțeles. Stați să-mi deschid telefonul, să văd. Da. Unde e, frate? Haideți, domne, aveți pe ce să notați? Adică da, stați, domne, că am aici noastră telefon. Stați două secunde, domnule. Să-l caut pe mic telefonul meu și nu-l prea găsesc. Stați să-l scut acum. Ia vedeți, domne, că l-am găsit. Lăsați-mi numărul dumneavoastră. E cealaltă, doamne, cealaltă. Hai, du-te, domne, notați așa, 187. Spune. Deci, 187. Da. Da. 4120. 4120. Ia vedeți, domnule, că m-a învățat nepotul meu să trimit... M-a învățat nepotul meu să trimit un mesaj din ăla cu două puncte și paranteză, domne. Înțeles, stați așa, că mă uit acum să vedem. Ia vedeți, domnule, l-ați primit? Hai, doamna, că vă ia pe sus, că se pare că s-a stricat mașina. Da. Dar n-am mai vorbit, doamna, vă rog frumos. Hai, colegul, să mergem noi înainte. Gata, colegul. Bună, eu nu primesc nimic, doamne, ce faceți? Colegul, mergi cu mine? Nu, colegul, că am și o mașină aici. Stați, domne, că a luat o razna telefonul ăsta, dacă puteți să mai spuneți odată numărul, domne. Da, domne, stați așa. Mersi de vizionare, revenim.